Geste de omenie la Salău, o elevă de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șinhai a găsit un portofel cu bani și l-a predat poliției. La data de 7 noiembrie, o elevă de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șinca Izalău s-a prezentat la secția 8 Poliție Rurală Sărmășag, unde a predat un portofel pe care l-a găsit în trenul care circula pe direcția Zalău-Sărmășag. Portofelul, care conținea suma de 85 de lei și documentele de identitate, au fost predate proprietarului de drept, un adolescent din Bălan. De asemenea, la data de 2 decembrie 2016, un bărbat s-a prezentat la Poliția Municipiului Zalău și a predat o sumă de bani pe care a găsit-o în zona Perla din municipiu. Pe această cale, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj adresează felicitări cetățenilor pentru simțul civic de care au dat dovadă.